Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem, pentru dragii mei nativi din Zodia Săgetător, ce mesaje ar dori să vă transmită persoana dumneavoastră dragă. Iată deja un mesaj. Hai să mergem într-o excursie. Foarte frumos. Deci își dorește să fie în compania dumneavoastră și să mergeți chiar într-o excursie. Relație secretă, poate are pe altcineva și relația noastră e secretă, mă întreb uneori dacă îți pasă de mine. Da, așteaptă să vă deschideți sufletul și inima în fața acestei persoane, pentru că nu știe exact dacă o iubi sau nu. Aș face orice pentru tine. Iată. Deci dânsa ține foarte mult la dumneavoastră și este dispusă să facă orice ca să vă facă fericit, fericită. Ai fost cel mai bun lucru din viața mea. Sper că și tu mă iubești. Foarte frumos. Deci uitați, mă întreb uneori dacă îți pasă de mine. Și sper că și tu mă iubești. Deci clar trebuie să vă exprimați sentimentele față de această persoană, pentru că nu știe dacă țineți sau nu la dânsa. Mă topești cu zâmbetul tău. Foarte frumos. Se simte foarte atras de dumneavoastră. Sunt pregătit să-ți ofer inima mea. Aș face orice pentru tine, iată, deci vă spune de două ori, este foarte îndrăgostit, îndrăgostită. Haideți să mai vedem un mesaj. Chiar dacă suntem la distanță unul de altul, suntem uniți la nivel spiritual. Se gândește la dumneavoastră în permanență și simte că și noastră vă gândiți la dânsa. Haideți să vedem și un card de înțelepciune. Sunt aici la momentul potrivit. Lucrarea pe care o fac asupra mea nu e un obiectiv, ci un proces, un proces de o viață. Aleg să mă bucur de acest proces. Foarte frumos. Deci uitați, sădiți semințele iubirii. Acestea vor încolți și se vor transforma într-o frumoasă poveste de dragoste. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!